vedeta discriminărilor, zona 45+. Deci mie mi se pare incredibil cum efectiv devii disposable. Toate joburile, în bună măsură, sau aproape toate joburile, ar trebui remodelate, individualizate după particularitățile fiecărui om. Și hai, uite-te un picuț la pilotul automat pe care tu mergi. De ce faci toate lucrurile pe care le faci? Care-i scopul? Haideți în HR să facem mai mult H și mai puțin R. Și să îi luăm pe oameni mai puțin ca resursă, ca un utilaj pe care îl abuzăm sau îl folosim. Deci este nasol să fii mamă în România? Un lider care nu înțelege conceptul de contract psihologic mai are de învățat. Mamele care se întorc din concedii de maternitate, dar se mai întorc, nu prea se mai întorc, n-au unde. Pentru că e un abuz științifico-fantastic. Banii vor veni în mod natural dacă știi să rezolvi în mod creativ și profitabil o problemă reală a oamenilor. Vreau să experimentez. Dacă nici la 20 de ani nu fac asta, atunci ce așteptări am de la un om de 45 de ani să fie flexibil și adaptabil? 65% dintre americani au spus că ar accepta să aibă salariu mult mai mic dacă ar avea un șef mai bun. Deci munca nu mai este în fruntea sistemelor de valori peste tot în Occident. Este pe la jumătate sau în partea de jos a clasamentelor. În România e pe ultimul loc. Hacking Work, un podcast produs de Pluria, Școala Sport și Unde Lucrăm.ro.